Iubirea lui Dumnezeu s-a revelat și prin faptul că avem Biblia tradusă în limba noastră. De aceea o deschidem la Exod, capitolul 17, de la versetul 8 la versetul 16, pagina din Biblie 78. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise, fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune-i lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Vă invit cu respect, cu prețuire să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, doresc din toată inima să spun lăudat să fie Domnul. Dați-mi voie să salut Biserica Maranata, Biserica Muntele Sionului și să apreciez colaborarea dumneavoastră, cât și colaborarea slujitorilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Iubiții mei, drumul nostru se aseamănă cu drumul poporului Israel. Ei au pornit din Egipt spre Canaan într-o călătorie care trebuia să dureze în mod normal 11 zile de mers pe jos, însă din cauza mai multor lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți, călătoria lor a durat 40 de ani. Între Egipt și Canaan, provocările sunt mari, pustiile sunt multe, încercările și necazurile sunt pe măsură. Dumnezeu putea să-i ducă, dacă vreți, direct în Canaan, însă pe drumul spre Canaan, Dumnezeu i-a pregătit pentru binecuvântările care sunt acolo. Dacă dai 1000 de euro unui copil de 2 ani, el nu va ști să-i folosească. Dacă dai 1000 de euro unui copil de 7 ani, ăia 1000 de euro pot să fie un blestem pentru el, pentru că își va lua lucruri care pot să fie o problemă pentru el. Iubiții mei, pe noi nu ne așteaptă 1000 de euro în cer, încercam să le explic copiilor mei pe drum că Dumnezeu pune aurul pe jos. Aurul a crescut enorm zilele acestea, poate 80.000, 90.000 de euro kilogramul, nu știu cine își permite așa ceva, dar le spuneam copiilor noștri că aurul în cer e pus pe jos. Dumnezeu acolo în cer ne pregătește cerul pentru noi, iar aici ne pregătește pe noi pentru cer. Dacă e un copil de la Tomberon, iertați în comparația, și îl duci la Palatul Prezidențial, fără să faci nicio schimbare, el nu devine președinte, palatul devine Tomberon. De aceea, acel copil când este înfiat, trebuie educat, trebuie să fie schimbate hainele, bunele maniere, limbajul, anturajul și multe alte lucruri. Iubiții mei, Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic ne-a scos pe noi, cei prezenți aici din Egipt, de sub robia păcatului și ne duce în Canaan, acolo unde curge lapte și miere. Însă, la fel ca și poporul Israel, călătoria nu este ușoară. Amaleciții erau un popor nomad și războinic, cunoscut pentru felul de a ataca și atacau de multe ori alte triburi, alte națiuni, pentru pradă, pentru dominare. Ei trăiau în zona de sud a Canaanului și în deșertul Sinai. După 40 de ani de la întâmplarea aceasta, Dumnezeu îi descrie, și vreau să vedeți cum îi descrie Dumnezeu pe amaleciți în Deuteronom 25 cu 17 și 18. Aduți aminte, spune aici Deuteronom 25 cu 17, dacă poți, te rog să afișezi, ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Și auziți descrierea lui Dumnezeu, că e foarte important când te descrie omul, te descrie așa cum te cunoaște, pe o parte sau pe altă. Când te descrie Dumnezeu, Dumnezeu pătrunde în adâncime, acolo unde oamenii nu văd. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de putere.
Iubiții mei, în introducerea scurtă pe care o fac la acest mesaj, vreau să vă spun că cei mai periculoși oameni sunt oamenii descriși în Luca 18:2. Fără frică de Dumnezeu și fără rușine de oameni. Și ne întâlnim cu astfel de oameni și ar trebui să nu avem patimă pe ei sau ură pe ei. Veți vedea în mesaj că astfel de oameni, până la urmă, au în spate fel și fel de influențe demonice prin care diavolul îi folosește. Ce mai observ aici despre amaleciți, spune Biblia, s-au aruncat, Deuteronom 25:18, asupra ta pe dinapoi. M-aș bucura predica să nu vi se potrivească și să nu fie niciunul cuprins în acest mesaj. Dar nu cred că Dumnezeu m-a trimis aici ca să vorbesc la pereți sau la rigips. Cred că Dumnezeu vrea să învățăm ceva de aici. Că recunoaștem, că nu recunoaștem. În adunările noastre avem oameni care atacă pe dinapoi. Și aș vrea să le spun astăzi ceva ce poate păstorii voștri nu pot să vă spună, că ei rămân cu voi, eu plec. Maxim mă puteți ataca prin mesaje sau prin comentarii sau prin blog. Dacă atași pe dinapoi, prin bârfă, prin calomnie, prin fel și fel de lucruri, mesaje anonime, vreau să spun astăzi cu durere că faci treaba amaleciților. Iubiții mei, am învățat de ani de zile să nu primesc nicio sesizare anonimă de la nimeni. Un om care nu are puterea să se semneze se numește un om care atacă pe dinapoi. Frate, păstor, mi-a zis cineva. Cine ți-a zis? Nu pot să zic. Atunci nu mă interesează ce-a zis. Fraților, mi-au spus, ai cloie despre voi. O zis Pavel, am aici un lucru, o zis Pavel și cei din familia Cloiei pot veni oricând ca și martor să susțină că ceea ce au spus este adevărat. Dacă nu poți să susții asta, oprește-te din acuzații anonime, din bârfe, din mesaje trimise aiurea, pentru că faci treaba amaleciților. Iubiții mei, mai observ ceva interesant aici. Observ că Gamaliel a fost la un pas, spune Biblia în Fapte 5:38, să facă treaba lui Amalec. Dar omul acesta se trezește și îndeamnă pe cei de lângă el: nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Mai departe, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iubiții mei, dacă observați în acest text, nu Israelul a pornit la luptă cu amaleciții. Oamenii lui Dumnezeu nu caută conflicte, nu caută războaie, nu caută lupte. Ei sunt sub conflict, ei sunt sub asediu. Biblia spune că Amalec, versetul 8, Exod 17:8, Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Sunt astfel de oameni care stau la îndemâna diavolului, întotdeauna caută ceva greșit, întotdeauna caută un gunoi, întotdeauna caută ceva care să rănească, să lupească. Te bucuri de o sărbătoare a bisericii, el te așteaptă în hol să strântească una. N-ați pățit, slăviți să fie Domnul, Domnul să fie lăudat dacă n-ați pățit. Iubiții mei, vreau să vă spun că ori de câte ori luptăm împotriva bisericii, împotriva noului Israel, împotriva slujitorilor, împotriva oamenilor prezenți aici care îl slujesc cu sinceritate pe Domnul, noi nu luptăm cu Israelul, noi nu luptăm cu biserica, noi ajungem să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 16, Exod 17:16, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului. Amalecul, când a pornit la război cu Israel, habar n-aveau că de fapt ei luptau cu scaunul de domnia lui Dumnezeu și încă nu a câștigat nimeni războiul ăsta. De aceea vreau să atrag atenția în introducere, iubiții mei, să veghem, să rămânem la îndemâna Domnului și nu la îndemâna diavolului, ca să nu ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Iertați-mă că sunt foarte deschis. Nu am multă experiență, sunt aici oameni care pot să-mi dea multe lecții. Am doar 18 ani de când slujesc. Dar am văzut familii care toată viața au avut treabă cu alții. Toată viața au avut treabă cu copiii altora. Toată viața au avut treabă cu alte lucruri. În loc să se uite în casa lor, Biblia spune că femeia înțeleaptă în Proverbe 31 veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Am întâlnit oameni,
Ei spuneau că sunt oamenii Domnului, dar în continuu loveau, în continuu atacau, în continuu aveau treabă cu cineva. Și a ieșit cuvânt de prorocie și a zis Domnul, pentru că toată viața te-ai ocupat de alții, o să-ți dau treabă în casa ta ca să ai timp să te uiți în casa ta. Spunea Dumnezeu unei surori din, cu mai mulți copii, dar care n-avea grijă de copii, dar era tare prezentă pe la prorocie și pe la rugăciune în fiecare seară, a zis Domnul, femeie, nu fi leneșă cu cei din casa ta. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să fim foarte atenți, să nu ajungem să luptăm cumva împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor lui Dumnezeu. Cât despre mine, vreau să fiu parte din Israel, din noul Israel și să fiu la îndemâna Domnului. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Amin. Vreau să intru în ăsta și să răspund unei întrebări care sună astfel. Cum să-l învingi pe Amalec? Cum să-l învingi pe Amalec? Pentru că dacă Israelul ar fi fost bătut de Amalec și ar fi fost ucis și toți cei prezenți acolo, n-ar mai fi ajuns în Cana. Însă Dumnezeu în ziua aceea dă o biruință extraordinară și biruința aceasta a depins de câțiva factori. Unu, dacă vrei să-l învingi pe Amalec, trebuie întâi să-ți cunoști dușmanul. Trebuie întâi să-ți cunoști dușmanul. Iubiții mei, textul pe care l-am citit spune că Moise n-a luptat cu Iosua. Evreii n-au luptat între ei. Aron n-a mers cu Hur la comitet să-l părească. Oamenii aceștia, poporul Israel, au înțeles cu toții, lupta noastră este împotriva unui dușman comun. Noi nu luptăm cu frații noștri, nu luptăm cu surorile noastre, noi nu luptăm cu corul de copii sau cu învățătorii de acolo care fac o treabă fenomenală. Noi luptăm împotriva unui dușman comun. Iubiții mei, vine David să-și vadă frații la lupta cu Goliat și Eliabă iese în față. Și în 1 Samuel 17,28 spune Biblia că Eliab îi spune lui David, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Dam o întrebare, de unde putea să facă electrocardiogramă așa de ușor Eliab? De unde știa ce are David în inimă? O să spun ceva, s-ar putea să deranjez pe unii astăzi. În fiecare zi primesc mesaje pe internet în care s-a făcut cu ou și cu oțet. Nu răspund pentru că dacă răspund dau muniție. De 2-3 ori am răspuns și nu mi-a mai trebuit altul. Dar vreau să vă spun ceva, iubiții mei. Și îmi permit cu fratele Ovidiu că ne cunoaștem de cât eram aproape copii. Dacă eu îi spun la fratele Ovidiu mândrule, să știți că de obicei eu sunt cel mândru. Eu privesc prin ochelarii pe care i-am. Dacă eu iau niște ochelari de soare și pun pe eu, că o să văd soarele, nu așa cum este el, ci așa cum mi indică ochelarii. Și când îi dau jos, îl văd diferit. Eliab era un om mândru. De aceea s-a uitat la David și a zis, mândrule. De cele mai multe ori, oamenii răi, atenție, oamenii răi îi văd pe ceilalți așa cum sunt ei. Hoțul întotdeauna vede în toți ceilalți posibili concurenți, hoț. N-ați văzut ce grijă are de pormoneu hoțul? De ce? Că pe toți îi bănuiește că vrea să-l fure. Mincinoșii aproape întotdeauna bănuiesc pe cei care spun adevărul că mint. Eu astăzi vă bănuiesc pe toți că sunteți sinceri, că și eu sunt sincer. Și din păcate oamenii sinceri suferă cel mai mult în viață. Știți de ce? Își pun inima pe tavă, că are impresia că și interlocutorul e sincer. Însă prefer să spun. Biblia spune despre diavol 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. De aceea când diavolul spune jocuri electronice în față, poker pe bani, droguri, pornografie și orice altceva, să știi că în spatele acestor lucruri este diavolul. Și dacă crezi că diavolul îți dă binecuvântare și fericire, ca și cum ai crede că dacă diavolul te mușcă, dacă șarpele te mușcă, îți dă calciu, magneziu, zinc. Nu e adevărat lucrul ăsta. Și am nenumărate cazuri, însă nu vreau să intru în exemplu. Iubiții mei, diavolul nostru, dușmanul nostru, lucrează prin demoni și duhurile pe care el le folosește. Și Efeseni 6:12 spune, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva, auziți, duhurilor răutății. Când cineva spune că el este un om rău, să știi că el ca și om n-are cum să fie rău.
ca și carne, ca și sânge, însă în spatele lui este un duh de răutate care îl stăpânește. Iubiții mei, când lupți cu țigara, tu de fapt nu lupți cu un chiștoc, nu lupți cu o firmă, tu lupți cu duhul din spatele țigărilor. Când lupți cu un om invidios, tu nu lupți cu neamul care scrie pe buletin, tu lupți cu un duh de invidie. Dacă am privit în acest fel, ne-ar fi milă de oameni că sunt folosiți de diavol să ne facă rău și am înțelege că luptele nu se poartă prin tribunale, nici prin înjurături, nici prin SMS-uri, ci prin post și prin rugăciune. Doamne, ajută-ne la asta! Există duhuri, iubiții mei, care se află în spatele unor boli, Luca 13:11. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. O, cât avem și noi pe biserici de naște. Poți să vii mâine să ne ajuți? Nu pot, zice. Nu pot. Poți să te implici și acolo? Nu pot, zice. N-am cum să fac. Doamne, eliberează-ne de orice duh de neputință. Iubiții mei, există duhuri care se află în spatele nebuniei, duhuri de tulburare mentală. Marcu 5:2, când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Și alte exemple. Prin demon, diavolul caută să ispitească o persoană din exterior și să înșele pe oameni. 1 Timotei 4:1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. De aceea le-am spus copiilor mei, am spus și bisericii în care slujesc, e foarte important ce videouri urmărești, e foarte important ce cărți citești, sunt cărți scrise de oameni care practică ocultismul, sunt romane scrise de oameni pline de duhuri de curvie, iar ei vor transmite mai departe ceea ce au. Eu nu pot să vă dau decât ceea ce am. Dacă am noroi, vă dau noroi. Dacă am pâine, dau pâine. E foarte important de unde te alimentezi. Există nu doar ispită din exterior, există și posedare demonică. Uitați-vă la cazul din Gadara. Și mai subliniez ceva. Satan atacă de cele mai multe ori când suntem vulnerabili, când suntem obosiți. Așa a spus Dumnezeu după 40 de ani. Adu-ți aminte când erai obosit și slăit de putere. Iubiții mei, spune Biblia în Genesa 25:29, odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, cum? Rupt de oboseală. La fel cum avem nevoie să mâncăm din punct de vedere fizic, avem nevoie să mâncăm din punct de vedere spiritual. Când nu vii cu săptămânile la biserică, spuneam aseară la un cămin cultural, un obicei se instalează în 21 de zile, asta e demonstrat. 21 de zile, 3 săptămâni nu vii la biserică, ți se va părea anormal când te vei uita la cei care merg și normal la cei care nu merg. De ce vin aici la biserică? Că nu am ce face acasă, nu. Vin aici să mă alimentez. De ce deschid Biblia? De ce mă rog? De ce postesc? Ca să nu fiu slăit de putere. Pentru că atunci când sunt slăit de putere, mănânc orice, las garda jos și când lași garda jos, diavolul te va ataca. Era o dimineață de august în Hiroshima. 1945, Japonia. Cetățenii se temeau de un atac aerian iminent din partea forțelor aliate. Mulți oameni își evacuau bunurile din casă și făceau pregătiri pentru siguranța lor. Hiroshima era unul dintre cele mai mari orașe din Japonia care nu fusese lovit. Iar majoritatea oamenilor se așteptau la un raid, la o lovitură în orice zi. Când sirena de raid aerian a sunat în dimineața zilei de 6 august 1945, orașul a crezut că atacul a început, dar câteva minute mai târziu, sirena s-a oprit. Operatorii radar japonezi, văzând doar 3 avioane americane, au decis că acesta nu era un atac serios. Câteva momente mai târziu, prima bombă atomică folosită în război a fost aruncată asupra orașului, ucigând instantaneu 10.000 de oameni. Ei credeau că sunt în siguranță, însă n-aveau cum să înțeleagă natura ceea ce urma să se întâmple. Iubiții mei, asemenea, creștinii fac greșeala fatală de a-și subestima dușmanul, însă el este vicios și hotărât, iar dacă ne lăsăm garda jos, el va lovi. Biblia ne avertizează să nu renunțăm la veghere. Doamne, ajută-ne la asta. 2. Cum să-l învingi pe Amalec? 1. Cunoașteți locul. 2. Cunoașteți dușmanul. 2. Cunoașteți locul. Exod 17:9, atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați
care să mănânce semințe, care să țină scorul, să zică care o predica mai bine la evanghelizare. Nu, nu avem nevoie de astfel de bărbați. Că cei care mănâncă semințe nu țin cupa în mână. Avem nevoie de oameni care să vină pe teren, să transpire, să facă întindere la mușchi, să lupte pe stadionul vieții pentru cel mai greu meci. Alege niște oameni, au zis Moise lui Iosua, și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iubiții mei, Moise îl trimite pe Iosua în vale, în prima linie, și vom vedea mai târziu de ce. Moise rămâne pe vârful dealului, Aron și Hur rămân lângă Moise. De ce? Că nu-i suficient să ai oameni competenți în biserică, în armată, în război. Ei trebuie să fie la locul potrivit. Dacă ai director la școală cu foarte multe competențe și el nu-i la școală, cu ce te ajută? Dacă ai un păstor plin de pasiune și el nu-i aici cu... ce-i plecat nu știu unde, sau cineva din comitet, sau un proroc care-i folosit de Domnul și el nu vine de 3 luni la adunare, ci stă acasă și se uită live, cu ce te ajută? Iubiții mei, Habacuc a spus așa în 2:1, m-am dus la locul meu. M-am dus la locul meu de stradă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce fac alții. Nu, și să văd ce are să-mi spună mie Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Dau slavă Domnului că în trupul lui Hristos fiecare avem locul nostru. Fiecare avem loc și ar trebui să ne-l știm. Unul este în comitet, altul este în spital, altul a crăpat lemne, altul la media, altul a instalat curentul, altul la cântare, altul la dirijat, altul la pus bani de motorină. Fiecare avem locul nostru. Ce bine că nu punem toți faianță și gresie, că n-am avea acoperiș și nici ziduri. Ce bine că nu facem toți încălzire centrală. Ce bine că suntem diferiți, ce bine că ne putem completa. Pavel spune că suntem un trup și fiecare mădular are locul lui. 1 Corinteni 12:18, acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Am făcut un sondaj pe Instagram acum 1 an și jumătate și am întrebat pe tineri, ți-ai găsit locul? 53% a spus, sunt botezat, sunt în biserică, nu mi-am găsit locul. 53%. Iubiții mei, imaginați-vă dacă ochiul nostru ar fi în talpa piciorului, sau rinichii ar fi lângă creier, sau ficatul în locul coastelor și ar trebui să dormi pe ficat noaptea. Cum ar fi? Vreau să vă spun astăzi, cu multă seriozitate, Dumnezeu ne va întreba de locul nostru și nu de locul altuia în ziua judecății. Și ar trebui să ne cunoaștem locul. Doamne, ajută-ne la asta! Timothy Stackpole a fost un pompier din New York, care a suferit arsuri grave într-un incendiu din anul 1998. După ce s-a recuperat, n-a fugit după o pensie de boală, s-a întors la serviciu și în ciuda sfaturilor unor prieteni și membri ai familiei și a faptului că ar fi putut să se pensioneze confortabil, a continuat să muncească. Era pasiunea lui să salveze oameni. A fost un pompier excelent și pasionat de munca sa, fiind promovat în scurt timp, după refacere, după accident, la gradul de capitan. Timotei a fost unul dintre pompierii care au intrat în al doilea turn pentru a încerca să salveze câțiva oameni în 11 septembrie 2001. Când a făcut asta, turnul s-a prăbușit și i-a luat viața. El își cunoștea locul unde trebuia să fie, acolo unde oamenii au nevoie de el. Vreau să spun astăzi tuturor celor prezenți, nu vei deveni martir dacă vei muri la locul altuia, ci doar la locul tău. Iubiții mei, cea mai mare înfrângere David a avut-o în viața lui când nu era la locul unde trebuia să fie. 2 Samuel 11:1, împărații porneau la război și David, spune Biblia, a trimis pe Ioab, a trimis pe alții. Mergeți voi la God will provide. Mergeți voi la Cristocentric, mergeți voi pe teren. Ne-am bucurat să vedem câteva familii din Muntele Sionului care au venit săptămânile trecute cu rechizite la Suceava, la Dumbrăveni, la Miros de Cer. Așa de mult e bucur când vezi oameni care își cunosc locul. Nu poți să ajungă la învonunii, dar poți să ajungă la spitale. Nu poți să ajungă la comitet, dar poți să care cartofi. Făceam un calcul cu colegii echipei și prin harul Domnului, după 8 ani de slujire,
Am ajuns cu miros de cer la 1,5 milioane de kilograme de cartofi împărțite. Cele mai multe din cauza unor oameni care au spus așa: eu pot să fac ceva pentru Domnul. Ce pot să fac? Să cânt în cor? N-am voce. Însă pot să vă trimit un tir de cartofi. Nu nouă, celor care sunt acolo și care, în afară de cartofi, nu pot mânca altceva sau nu au ce să mănânce altceva. Iubiții mei, în al treilea rând, dacă vrei să-l învingi pe Amalec, 1. Cunoașteți dușmanul, 2. Cunoașteți locul, 3. Cunoașteți misiunea. Misiunea. Exod 17:10, Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Atenție! Moise nu doar s-a suit pe vârful dealului, ci a ridicat mâinile sus. Iosua nu doar a coborât în vale, ci a luptat în vale. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Și Aron și Hur nu doar au fost lângă Moise, ci au ținut mâinile lui Moise. Puteau să zică: ai, ce bine că e bătrân și iese la pensie și luăm noi locul. O, Doamne, ai milă de astfel de oameni. Iubiții mei, nu-i suficient să ai doar oameni competenți, trebuie să ai oameni competenți la locul potrivit. Moise ar fi fost prea bătrân să lupte. El a înțeles că trebuia să stea înaintea lui Dumnezeu. Prin experiența de 10 de ani de umblare cu Dumnezeu, el avea trecere ca să fie ascultat de Dumnezeu. Iosua nu avea experiența necesară în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Însă era un tânăr viteaz, era antrenat, era puternic și avea experiență militară. El n-a zis: lașule, vrei să mor eu, să nu mor tu, să-ți rămână familia pe viață. Nu a folosit vorbe din acestea, care n-au nicio treabă cu un om al lui Dumnezeu. El a zis: Moise, mă duc. Am înțeles că tu rămâi, ne vom sprijini unii pe alții, ne vom ruga unii pentru alții. Aron și Hur și-au asumat acest rol de susținere, demonstrând puterea colaborării și a unității în rugăciune. Cosmis Biblia, nu-i suficient doi sau trei să fie la locul potrivit și să se roage. Ei trebuie să fie și strânși pentru un scop. Unanim, în numele meu. Am această întrebare: prietenii tăi ridică mâinile spre cer, te ajută să te păstrezi curat sau ți le murdăresc? 1 Timotei 2:8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiere. Moise a învățat de la Ietro să lucreze în echipă. De ce? Cei mai buni lideri nu fac mai mult, fac mai mult din ceea ce contează mai mult. Iosua nu a coborât în vale ca să dea ordine, ca să fie capitan doar, ci ca să lupte alături de popor. Mi-amintesc de Moody. Avea un jurnal pe care îl ținea și la un moment dat în jurnalul lui a apărut Isaia 6:8. Vă citesc: am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Sub acest verset în jurnal Moody scrie următoarele cuvinte: eu sunt doar unul, dar sunt unul. Nu pot face totul, dar pot face ceva. Ceea ce pot să fac ar trebui să fac și ceea ce ar trebui să fac, prin harul lui Dumnezeu voi face. Și n-a rămas doar la scris, ci a făcut, a mișcat milioane de oameni Dumnezeu prin el. De ce? Că nu e suficient doar să fii la locul potrivit, trebuie să-ți cunoști și misiunea. 1 Corinteni 12:7, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Cineva a lăsat un comentariu pe YouTube la o cântare și a zis: câți talanți are sora aceea și alții n-au niciunul. Am vrut să răspund, dar n-am mai avut timp să-i răspund. Nu există în Biblie fără talanți. Nu există. În fiecare pildă al Domnului Iisus Hristos există fiecare om cu cel puțin un talent. Riscul nefolosirii talentului nu-i la cel cu mulți, că din 5 sigur găsește o slujbă. Riscul e la cel care are doar unul. Frate, pe mine nu cred că m-a chemat Domnul la nimic. Ba da, te-o chema la ceva. Auziți mai departe, 12:8, 1 Corinteni 12:8, unuia este dat să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința, altul darul tămăduirilor, altă puterea de a face minuni, prorocia, deosebirea și așa mai departe. Iubiții mei, spune Biblia în versetul 11, toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fie în căruia în parte după cum voiește.
după cum voiește cine? Nu omul, Duhul. Că am văzut oameni blocați 20 de ani în biserică pentru că nu m-a făcut Domnul proroc, nu fac nimic. Laudă pe Domnul că nu te-a făcut proroc, că știe El ce să facă. Știe El ce să facă. Ți-a identificat chemarea, ți-a identificat slujirea? Tabita a înțeles că nu poate face ce face Petru sau Pavel, dar poate să coase haine la săraci, la orfan, la văduve. Am avut în urmă cu 2 săptămâni și mulțumesc fratele Ovidiu că m-a înțeles, eram programat în 1 septembrie să slujesc la Biserica Maranata și a trebuit să sun, să schimb programarea pe astăzi. Am avut binecuvântarea celui al 8-lea copil, mulțumesc, Doamne, să vă dea și vouă, să vă binecuvinteze și pe voi, sunt binecuvântări pe care puțin și le mai doresc. Și în sâmbăta dinaintea binecuvântării, în ultima zi din august, m-am uitat la telefon de mai multe ori, poate de 10 de ori. Așteptam un mesaj, știam că nu o să mai vină. Știam că nu o să-l primesc, dar din instinct mă uitam la telefon. La al 7-lea copil, în sâmbăta dinaintea binecuvântării, dacă nu greșesc, 3 septembrie 2022, am primit un mesaj de la o soră din biserica noastră. Frate Cristi, mâine la binecuvântare, câți copii vor fi și ce o să fie, fată, băiat? Și am zis, va fi al 7-lea băiat al meu și va fi a 3-a fată dintr-o altă familie. Mulțumesc! Mă duc să pregătesc cadou. Cine a fost sora Ioana? Sora Ioana a fost o soră din biserica noastră care, atunci când m-am mutat din Arad la Deva în 2013, am văzut-o pentru prima dată. Și am observat ceva ciudat la sora Ioana. La fiecare binecuvântare de copil care era în biserică, pentru prieteni noi nu botezăm copiii, lăsăm să aleagă ei la o vârstă matură, în schimb îi ducem și ne rugăm pentru ei cu frații slujitori. Am văzut că sora Ioana venea cu o plasă și dădea la familie. După ce au trecut mai multe binecuvântări, mi-am dat seama, mamă, n-are cum să fie bunica cu așa mulți nepoți. Aici e altceva la mijloc, n-are cum să fie bunică pentru toți din biserică. Dar la fiecare binecuvântare făcea gestul ăsta. În 2015, când l-am dus la binecuvântare pe Ianis, primul nostru copil binecuvântat în biserica din Deva, al 3-lea din familie, cu noi astăzi aici, are 9 ani. Și am zis, măi, eu când ajung acasă, primul cadou pe care îl desfac e de la sora Ioana. Și o să vă spun de ce m-am gândit așa. Sora Ioana nu a fost o femeie cu mulți bani. Nu a fost o femeie cu multe daruri, cum spunem noi. Era o femeie la care îi curgeau ochii aproape în continuu, o femeie bolnavă, o femeie care suferea mult, a fost la multe spitale, a căutat tratament. Și eu, în mintea mea de judecător, am zis, ce cadou poate să facă o femeie bolnavă? Dar nici n-are nicio obligație. Și când am desfăcut cadoul pe care Ianis l-a primit, am găsit acolo ceea ce și alte familii au primit. Era un costumaj de lână croșetat manual, din cap până în picioare, cu botoșei, cu căciuliță. Revin la al 7-lea copil. Frate Cristi, ce o să fie mâine? Și mâine, în 4 septembrie 2022, sora Ioana a venit, deja ne-am obișnuit cu ea. Făcea aceeași slujbă de 9 ani de zile în biserică. Ne-am obișnuit. I-am zis, sora Ioana, nu mai veniți până în față, că acum sunt cu musafiri aici, cu prietenii, cu neamurile, lăsați acolo că-l iau, zic, lăsați acolo la, lângă scenă. O pus cadou jos, s-a întors și-a plecat. N-am avut de unde să știu că era ultima dată când sora Ioana slujea în Biserica Muntele Sionului, nu cu o cântare, nu cu o poezie, nu cu o predică, ci cu o muncă făcută manuală care avea să rămână pe viață. La câteva săptămâni s-a îmbolnăvit, a ajuns la spital după câteva zile la ATI. În februarie 2023 a trecut în veșnicie. Când s-a internat în spital, am văzut că locul ei a rămas gol. Știți de ce? Că atunci când prezența ta e remarcată, și absența ta va fi. Mă uit acum la binecuvântările pe care le avem în biserică. Ceva lipsește.
La înmormântarea ei, când am predicat, am văzut cel puțin 10 familii la capelă care plângeau. Și eu plângeam. Toți aveam acasă costumașă de la sora Ioana. Lucra câte 3-4 săptămâni pe un costumaș din ăsta. O făcea cu greu, mergea la baie de 10 de ori pe zi să se spele pe ochi. Suferea de o boală. Putea să ceară la comitet sponsorizare pentru medicamente și nu a făcut-o. Însă așa cum a putut ea, a lucrat. Iubiții mei, vine o zi când vom pleca de aici. Oamenii nu vor fi mirați de ceea ce am făcut pentru noi, dar vor rămâne marcați pentru totdeauna de ceea ce am făcut pentru ei. O zis cei strânși acolo către Petru, Petru, trebuie să faci ceva, Tabita a murit, noi avem nevoie de Tabita. Tabita a înviat pentru că există un înțeles spiritual acolo, dragostea nu moare niciodată. Dragostea nu moare niciodată. Doamne, mai lasă oameni ca și Tabita, mai lasă oameni ca Aron și Hur în bisericile noastre, oameni ca și Moise. Mă gândesc la copilul cu 5 pâini și 2 pești. A fost la locul potrivit, dar a făcut și slujba potrivită. Nu e așa că nu poți să te bați cu un copil să iei sandwich-ul. Când strigă odată, toată școala aude. Nu știu cum au vorbit ucenicii cu băiatul ăsta. Nu știu ce i-au fi promis, că nu puteai să-i promite mașinuțe cu telecomandă ca și acum. Știi? Dacă ești cu minte, dacă cânți la biserică, dacă nu te miști la programă, îți cumpără tata, nu știu ce. Nu putea să zic asta. Nu știu unde a fost mama. Dar copilul ăsta a întins sandwich-ul, a întins cele 5 pâini și 2 pești și după câteva ore a mers acasă la mama și a zis: mami, din pachetul pe care mi l-ai pus, o mâncat 5.000 de oameni. De ce? Că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. Iubiții mei, întotdeauna am crezut, sau ani de zile am crezut că trebuie să am mult ca să fac ceva. Nu, trebuie să am cât am, dar să pun în mâna Lui. Să fiu la locul la care Dumnezeu mă poate folosi și să-mi înțeleg misiunea. Spunea cineva că unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să n-aibă ceva de făcut. Mai spun ceva și mă duc la ultimul punct. La finalul vieții noastre, Dumnezeu nu ne va întreba dacă am făcut ce ne-a plăcut nouă să facem, ci dacă am făcut ce ne-a pus El să facem. Și pentru că avem doar o viață și nu credem în reîncarnare, bacul poți să-l dai de mai multe ori, viața doar odată o trăiești, școala de șofer o poți repeta, viața nu. În unica viață pe care o am, aș vrea să fac ceea ce m-a pus Dumnezeu să fac. O zis Pavel, chiar dacă poate uneori de silă, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și în ultimul rând, iubiții mei, se întâmplă ceva la finalul luptei și n-ar trebui să uităm nici lucrul acesta. Ne cunoaștem dușmanul, ne cunoaștem locul, ne cunoaștem misiunea, dar haide să ne cunoaștem și izbăvitorul. Amin. Exod 17:15, Moise a zidit un altar. Și a pus numele Dumnezeu, steagul meu. M-am imaginat un pic scena aceea. Dumnezeu ne dă voie să ne imaginăm. Când s-a terminat lupta, soldații s-au uitat la Iosua. Și Iosua și-a întors capul și s-a uitat la Aron și la Hur. Și Aron și Hur nu au făcut așa. Nici așa. S-a uitat la Moise. Și Moise, omul trecut de 80 de ani, s-a uitat în sus. Și a zis, nu Iosua merită slavă, nu Aron și Hur și nici eu, ci Dumnezeu merită toată slavă. Dacă să nu rămânem doar la cuvinte, a zis Moise, facem ceva care va rămâne ca o mărturie pentru generațiile care vor trece pe același drum pe care Dumnezeu îi va smulge din Egipt, la care le va da o biruință și care vor merge spre Canaan. Facem un altar. Iubiți copii, iubiți tineri, iubiți adolescenți din sală, sunteți mulți dintre voi aici în această dimineață, pentru că ați avut părinți care au luptat cu Dumnezeu, împreună, nu împotriva Lui, împreună cu Dumnezeu. Au luptat cu duhurile demonice care puteau să-i acapareze și voi, unii dintre voi, nici să nu existați în lumea aceasta.
Însă pentru că și-au înțeles chemarea, lupta, misiunea, Dumnezeu le-a dat și biruințe. Acum, toți am vrea biruințe, dar nu există biruințe fără lupte și nu există minuni fără necazuri. Așa că atunci când invidiați pe cineva pentru minunile pe care le are, să nu uitați că voi vedeți minunile, însă el a trecut prin necazuri ca să aibă minuni. Dar vreau astăzi să facem ce-a făcut iubiții mei Moise, să recunoaștem și Biserica Maranata, și Biserica Muntele Sionului, să recunoaștem cu toții că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Nu știu care e altarul pe care trebuie să-l ridici. Pavel și Apollo au înțeles, 1 Corinteni 3:6, ceva extraordinar. Eu am sădit, Apollo? Păi poți să sădești cele mai scumpe roșii din România, dacă n-ai cine să le ughe, zero. Apollo a udat. Vedeți, Pavel nu a zis, bă, eu am făcut biserica, dar Apollo o tras și el o predic așa, nu, dar știi, nu se compară cu mine. Nu, Pavel nu a făcut asta. Pavel a zis, cum eu am depus un efort și Apollo a depus un efort, n-ar trebui să mă cinstiți pe mine mai mult decât pe el, dar cel mai mult ar trebui să-L slăvim pe Domnul pentru că Dumnezeu a făcut să crească. Uitați ce spune Biblia aici, după ce trece potopul, Noe nu spune corabia mea, iscusința mea, cunoștințele mele. Genesa 8:20. Noe a zidit un altar Domnului. Și în versetul 21, Domnul a mirosit un miros plăcut. Iubiții mei, nimic, și părinții pot să confirme asta, nimic nu miroase mai frumos într-o familie ca și mulțumesc. Mulțumesc, mami, pentru că mi-ai cumpărat ghiozdan. Vreau să iau 10 ca să răsplătesc asta. Mulțumesc, draga mea, pentru mâncarea pe care mi-ai făcut-o. Mulțumesc, iubite soț, pentru că te scol dimineața în fiecare zi și merg la servici. Noi înflorim prin recunoștință, prin mulțumire. Dar mai presus de orice mulțumire, trebuie să ne strângem ca și familie și să-i mulțumim Lui. Psalmul 50:23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea mea. Iubiții mei, avem motive de mulțumire astăzi. Până aici Dumnezeu a fost cu noi, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Nu știu ce va urma, vremurile de la orizont nu sunt ușoare, dar știu că Dumnezeu care a fost cu noi până aici, și care ne-a izbăvit de Amalec până aici și ne-a ținut în picioare, ne va ajuta și mai departe. Închei spunându-vă, ca și persoane individuale, ca și familii și chiar ca și comunitate, avem atât biruințe cât și înfrângere. Și dacă avem înfrângere, ar trebui să nu mai dăm vina pe Dumnezeu, ci ar trebui să ne facem o verificare. Am fost la locul la care ne-a chemat Domnul? Am fost la slujba pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o? La Refidim, amaleciții au atacat fără să anunțe dinainte intenția lor, fără să dea timp de pregătire și de organizare. Ce bine că Moise, Aron și Hur și Iosua au știut din timp să se pregătească pentru luptele care vin deodată. De aceea dați-mi voie să închei cu această întrebare. Ce faci în zilele bune? Cum te pregătești pentru zilele rele? Cum te pregătești pentru ziua unui diagnostic crunt? Cum te pregătești pentru ziua când vei primi o veste rea? Amaleciții vor să te ia prin surprindere, nepregătit. Care sunt prietenii tăi? Un proverb japonez spunea, dacă nu știi caracterul unui om, uită-te la oamenii care îl înconjoară, care îi sunt prieteni. Ai oameni, ai lângă tine oameni rugăciuni? 2013 sau 2012, nu mai știu anul exact, un vas de lucru dintr-o biserică din Arad m-a așteptat la final. Și-o zis, frate Cristi, Dumnezeu mi-a spus să spun un lucru. Toată biruința și succesul vieții tale va depinde de lucrul acesta pe care ți-l spun. Și m-am uitat așa ciudat. Și-o zis Domnul așa, înconjoară-te doar de oameni care recunosc că tot ce au, au de la mine. O propoziție scurtă.
dar care m-a ajutat până acum și mă va ajuta și mai departe. Să-mi selectez bine prietenii. Când primesc un mesaj, Hade Cristi, ai văzut ce mașină m-am cumpărat? Imediat vine prorocia. Opa, ăsta trebuie să-l trec la neprieteni. Frate Cristi, ce zici de casa care mi-am tras-o? Ce zici de diplomele pe care mi le-am câștigat? Și îmi vine în minte prorocia, cu ăsta nu câștig lupte. Dacă mă duc cu ăsta la luptă, ăsta în loc de poștă rugăciune vine cu diploma. N-am făcut nimic. Dacă îl pun pe ăsta să dea la săraci, păi la cât o băgat în casă și la cât de egoistă e și ține așa cu pomii strânși, dacă spunea Dumnezeu m-a ajutat la casa asta, atunci putem fi prieteni. Iubiții mei, m-am decis să mă înconjur de oameni de calitate. Dar aș vrea să fiu și eu un om de calitate. M-am decis împreună cu voi și vreau să ne decidem să ne cunoaștem dușmanul, locul, misiunea și izbăvitorul. Și vreau să facem o rugăciune în această dimineață în acest sens. Aș vrea în orice luptă pe care o vei avea ca tânăr, ca familie, ca biserică, să fii un biruitor. Pentru că Biblia spune celui ce va birui. Doamne ajută-ne la asta, amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare în acest sens, să ne rugăm și la final să și mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, amin.